La București, senatorii și deputații încep o nouă sesiune parlamentară, a patra a legislaturii 2012-2016, pe un format redus pentru adaptarea la calendarul electoral. Agenda este foarte încărcată, mai ales că au preferat să amâne pentru toamnă mai multe proiecte fierbinți care au iscat nemulțumire. Dintre prioritățile legislative, majoritatea parlamentară are de trecut la Senat proiectul de lege privind amnistierea fiscală a mamelor și pensionarilor care au primit sume necuvenite din cauza unor erori de calcul ale funcționarilor. A început o nouă sesiune parlamentară. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la guvernanți? De la guvernanță așteptăm o revenire a vieții tuturor, vieții economice, sociale, ceva în bine, să schimbi ceva în bine, că în rău s-o făcut destul, dar în bine nu s-o nimic. Părerea mea că va fi o luptă puternică și neîncetată vreodată pentru Ciolan, că urmează alegerile locale din prima vara anului viitor și în cele parlamentare și toți îmblă cu contre puternice. Ele sunt începute și la Suceava și la nivel de capitale de București. Vedeți că regula asta cu denunțul merge puternic, cum era prin anii 50 cu securitate, așa am ajuns acum. Deci așteptări, legi bune pentru popor, pentru masa mare, nu vom avea. Să mai fie mai bine țară, domnule, să fac niște treburi așa ca lumea. Când așa fel că oamenii trăiască mai bine, să nu fie nevoie să plece tot în străinătate. La Camera Deputaților, aleșii coaliției trebuie să treacă proiectul de lege privind reducerea contribuțiilor de asigurări sociale la angajator cu 5%. De partea cealaltă, opoziția dorește să promoveze un proiect de lege care să elimine acciza la motorină. Senatorii și deputații vor trebui să dezbată și o serie de ordonanțe de urgență ale guvernului adoptate în vacanța parlamentară. Printre acestea, cea prin care aleșii locali au la dispoziție 45 de zile pentru a opta la ce partid doresc să se mute fără a-și pierde mandatele, puternic criticate de opoziție.